De poftă, nevoie, răsfăț sau relaxare, ciocolata, prăjiturile și alte preparate cu mult zahăr par o alegere la îndemână când ne simțim bine, dar și când starea noastră emoțională este fragilă. Orice de patiserie, îmi plac foarte mult croasantele, îmi plac să le mănânc dimineața. Dulciurile făcute de mine, de casă, prăjiturile, foarte mult. În pandemie, consumul de dulciuri a crescut semnificativ, arată datele Institutului Național de Statistică. În 2021, un român consuma în medie, într-o lună de zile, 208 grame de dulciuri care conțin zahăr. Ce înseamnă asta în produs? Aproximativ 2 tablete de ciocolată de acest fel. Consumul este evident în creștere față de 2019, dar mai ales față de anul 2016, când cantitatea era de 157 de grame. Asta înseamnă o ciocolată și jumătate. Psihologii cred că de vină e perioada dificilă pe care am traversat-o cu toții. Când sursele de stres se cumulează și există un anumit consum, creierul nostru are nevoie să compenseze și atunci apar comportamentele de tip compulsiv, pentru că noi căutăm plăcere, senzația de bine, dulciurile pot să câștige teren. Medicii avertizează că excesele pot crea mari probleme. Un consum exagerat de dulciuri, de fapt, nu face decât o inflamație generală în organism. Dacă apare obezitatea, aceasta are toate șansele să se mențină pe termen lung. Pentru că timpul a permis, mulți clienți au început să compare ofertele tot mai diverse de pe piața dulciurilor și au devenit mai selectivi. Noi facem mai mult de 80 de feluri de ciocolată, de la ciocolată albă cu parmezan până la ciocolată neagră cu piper și ardei iute. A început să crească partea asta de comenzi. Își doresc o ciocolată veritabilă, își doresc să simtă noi gusturi. Chiar dacă pofta de dulce a românilor este în creștere, producția locală a scăzut în primul an de pandemie cu aproape 1 miliard de lei, ajungând la doar 640 de milioane de lei, arată o analiză recentă.